După agitația din weekend, care luase cu stăpânire cartierul Micro 19, doliul și liniștea s-au așternut pe treptele blocului G5. În memoria fetiței de un an și 5 luni s-au aprins candele, lumânări și s-au adus flori la tabloul acesteia, care a fost așezat la intrarea în scara blocului. În seara de sâmbătă, copilul a fost lovit cu un obiect care a fost aruncat în timpul exploziei ce s-a produs la garsoniera vecină. Fetița a fost preluată de polițiști și dusă la spital, însă medicii nu au mai putut o salva. Mama care și-a pierdut copilul. E tragedie pentru toată lumea și cea mai mare tragedie, bine că am scăpat noi cu viață, cea mai mare tragedie pentru mama asta că și-a pierdut copilul și a rămas. Mama, vă fetiți, n-am văzut pe nimeni dintre dâșii. A venit cineva și a prins niște lumânări și niște flori au adus. Ce-o fi în sufletul mamei? Ce poate să fie, doamnă, durere, cu o cameră mai stai, o rupă, ți-o mai găsești? Dar durerea de copii și cel care e în spital și suferă. Parchetul de pe lângă judecătoria Galați a deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere și vătămare din culpă și distrugere calificată. În urma deflagrației au fost răniți 2 bărbați, unul dintre aceștia fiind cel în a cărui garsonieră s-a produs nenorocirea. La parchetul de pe lângă judecătoria Galați s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere calificată, ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize care să constate motivele explozii. Anchetatorii l-au audiat deja pe gălățeanul care a produs explozia. Acesta a declarat că nu a simțit miros de gaz și a vrut să își aprindă o țigară, moment în care s-a produs deflagrația. Bărbatul susține că nu mai ține minte ce s-a întâmplat după aceea.